sărbătoarea Maicii Domnului la mănăstirea Hadembo anul acesta. Precum bine știți, rânduiala este la fel. Marți, în ajunul adormirii Maicii Domnului, 14 august, ora 18, vecernie unită cu lichia. Ora 19, scoaterea în procesiune a icoanei făcătoare de mine a Maicii Domnului de la Hadâmbu. Ora 20, taina Sfântului Maslu. Ora 24, va începe cu utrenia și se continuă cu prohodul Maicii Domnului. Epitaful adorminei Maicii Domnului este așezat în fața Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni și toți slujitorii, soborul de preoți, monași, credincioși, pelerini care vor fi și vor lua parte mezi de noapte, vom cânta prohodul Maicii Domnului, apoi vom înconjura cum este rândeala noi, Biserica Monument. Și acum să vă anunț pentru ziua prăznuirii adormirii Maicii Domnului. Ora 8 dimineață, aghiazmă mică. Ora 9, Sfânta Liturghie. Ora 12, agapa frățească. Așteptăm cu drag. Cu drag vă așteptăm. Frățile voastre o să vă ducă Hristos, unde vă duce Maica Domnului, dar să fie în casa lui Dumnezeu. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-mi spunem de cazul care-l mai avem. Roagă-te, măicuță, pentru al tău popor,